Vineri 15 ianuarie 2016, cetățenii comunei Dumbrăvița au sărbătorit 166 de ani de la nașterea luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu. În comuna timișoană Dumbrăvița, acestui eveniment îi se acordă o importanță deosebită, având în vedere că prin contribuția familiei Sperlea, marele poet român are o statuie în fața școlii gimnaziale din localitate. Dacă unul și cu unul. În acest loc s-au adunat vineri 10 de iubitori de poezie și oficialități în frunte cu primarul Victor Malac și cu viceprimarul Arpad Micloș. De asemenea, la eveniment au luat parte și invitați de marcă din Timișoara. Infinitului din noi, din noi. După ce au fost depuse coroane de flori la busturile poeților Mihai Eminescu și Sandor Petofi, respectiv scriitorul Ioan Slavici, invitații prezenți la eveniment au participat la un simpozion organizat în incinta primăriei Dumbrăvița, unde s-au ținut dezbateri despre importanța creației eminesciene. Anul acesta în premieră, momentul a fost marcat și în localitatea vecină Giarmata. Este important de știut că evenimentele dedicate marelui poet Mihai Eminescu sunt organizate în fiecare an de Constantin Sperlea, fondatorul Asociației Culturale Aripi de Îngeri, care se implică cu mult drag în acțiunile dedicate reprezentanților literaturii românești și nu numai. La comemorare au fost prezenți preoții confesiunii ortodoxe, preotul paroh Vasile Achim Baboș și părintele Adrian Nicola. Pe pământul vechi daci, când mai mari, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic.